Mai multe cazuri ale organizației Hyde Park în care le-au fost încălcate drepturile la libertatea întrunirilor au intrat în atenția Curții Europene pentru Drepturile Omului. În acest sens, Curtea Europeană a obligat Guvernul Republicii Moldova să-și prezinte observațiile sale până la 31 iulie curent. Reprezentanții Asociației Promolex și Credo susțin că dreptul la întrunire în Republica Moldova a fost încălcat în câteva zeci de cazuri, iar guvernul riscă să fie penalizat la CEDO pentru acest lucru. Este vorba de câteva dosare depuse la Strasburg împotriva autorităților moldovenești, printre care și 6 cereri ale ONG-ului Hyde Park. În cele mai multe cazuri, mitingurile erau autorizate, însă poliția a intervenit pentru a dispersa protestatarii. Așa s-a întâmplat pe 30 august 2006, când aveam o hotărâre a curții de apel de autorizarea mitingului, am ieșit vreo 10-11 oameni în stradă, pe 9 dintre ei poliția i-a ridicat în primul sfert de oră de protest, i-a închis pe 30 august și i-a eliberat abia pe 1 septembrie, când a expirat autorizația de miting, timp în care cei 9 am fost maltratați, ținuți în condiții inumane și ăsta e dosarul cel mai important, cel mai grav, sunt acolo vreo 5 articole din Convenția Europeană invocate ca fiind violate. Liderii mai multor organizații non-guvernamentale au lansat astăzi proiectul Libertatea întrunirilor ca mijloc de exercitare a dreptului la opinie și libera exprimare. Una din prevederile programului este organizarea unor seminare cu autoritățile publice și poliția. Tot astăzi, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a fost publicată noua lege a întrunirilor. Potrivit modificărilor, manifestanții au voie să protesteze în locurile publice fără autorizație, în cazul în care numărul acestora nu depășește 30 de persoane. Imediat după întâlnirea cu presa, câțiva membri Hyde Park au decis să testeze dacă noua lege este respectată, așa că au mers să protesteze pe treptele președinției. La scurt timp, ei au fost reținuți de polițiști și duși la comisariatul sectorului Buiucani. Noua lege a întrunirilor adoptată în lectură finală acum o lună prevede ca întrunirile în Republica Moldova să se desfășoare după standardele europene.